Protopopiatul ortodox Reghin are în evidență 13 preoți pensionari. Aceștia au părăsit câmpul muncii pe rând, începând cu anul 2008, când Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a decis să se aplice și la preoți vârsta de pensionare de 65 de ani. Mai multe au fost considerentele care au stat la baza acestei hotărâri. Vedeți că deodată cu vârsta apar și anumite încercări sau boli sau dereglări în organism, nu mai ai potențialul ca atunci când ești mai tânăr. Însă ăsta e un aspect. Alt aspect e faptul că la ora actuală aproape fiecare episcopie are și seminar și facultate de teologie, având posibilitate să facă și masterate. Și an de an ies de pe băncile facultăților atâția licențiați și masteranți, ori trebuia să se ia o măsură în sensul acesta. Sfântul Sinod a luat hotărâre în urmă cu vreo 10 ani ca să se aplice legea pensionării și în domeniul preoțesc. Posturile eliberate în urma pensionării preoților au fost ocupate prin numire sau prin concurs, în funcție de gradul parohiei. Protopopiatul Reghin numără în prezent 81 de preoți, 76 de parohii și 25 de filii. Modificările survenite din 2008 încoace sunt atât în oraș cât și la sate. Începând din anul 2008, părintele Morar Ioan, care a fost la parohia Solovăstru, părintele Fărcaș Dumitru a fost preot în parohia Deda, părintele Pașca David a fost preot în parohia Sântu, s-a mutat în altă eparhie, părintele Chiorean Vasile a fost preot la parohia Iernuțeni, pensionat în anul 2011 și îmbisericit la parohia Iernuțeni. Părintele Damian Ilie fost preot la parohia Petru Maior Reghin și fost protopop până în 1989, pensionat în anul 2012 și e îmbisericit la parohia Petru Maior, unde a slujit. Părintele Muntean Vasile a fost preot la parohia Orșova și s-a pensionat în anul 2012, este îmbisericit la parohia Sfântului Ioan Botezătorul, la părintele Suceava, în Reghin, întrucât are domiciliu aici, în Reghin. Părintele Pașcan Dorinel a fost preot la parohia Fărăgău, pensionat în anul 2012, este îmbisericit la parohia Fărăgău. Părintele Suciu Lucian a fost preot în parohia Nadășa, dânsul s-a pensionat pe caz de boală și este îmbisericit la parohia Nadă și atunci când poate să slujească, să o facă. Părintele Moldovan Niculae a fost preot în parohia Luniș, locuiește acolo, e îmbisericit tot în parohia Luniș. Schimbări au avut loc și anul acesta, spune părintele protopop, cu precizarea că fiecare slujitor al bisericii, după pensionare, se poate îmbiserici la o parohie unde mai poate oficia slujbe. Părintele Pop Alexandru, la parohia Urisiu de Sus, cu filia Urisiu de Jos, e îmbisericit la Urisiu. În prezent, postul e ocupat prin transfer de preotul Halațiu Vasile, care a fost la Beica preot. Părintele Toderic Dorin Albin, de la parohia Sfinții Constantin și Elena din Reghin, anul acesta s-a pensionat. Post ocupat în prezent prin concurs de preotul Șut Alin Lucian, părintele Pop Viorel de la parohia Chiheru de Jos, la limită de vârstă, post ocupat în prezent prin numire de preotul Uilean Petru Florin. Începător. Deci,
absolvent de facultate și masterat și a ocupat postul de la chiherul de jos. Părintele Rusu Ioan de la parohia Cașva, post ocupat în prezent prin transfer de preotul Oprea Daniel, care a fost preot în Săcarul de Pădure. Procedura de pensionare a preoților s-a oprit deocamdată în zona Reghin până în primăvara anului viitor. Doar părintele Ioan Mariș de la Ibănești Pădure mai trece în rândul pensionarilor anul acesta. Pentru 2017 însă se anunță noi schimbări, între care cele ale lui Dumitru German de la parohia Sfânta Treime și Teodor Beldean, cel care este și protopop al Reghinului din anul 1989.